tu, analist economic, fiind Zoom. Bună ziua! Bună ziua! INS, așa cum am văzut, anunța pe 15 februarie că scăderea PIB-ului în trimestrul 4 din 2021 a fost de 0,5%, dar astăzi comunică o scădere de numai 0,1%. Cum se explică acest lucru? Bine, INS a anunțat în februarie scăderea de 0,5% a PIB față de trimestrul precedent în baza datelor semnal. Sunt date disponibile rapid și au o acuratețe mai mică, datorită unui număr mai redus de variabile de calcul. Acum avem o variantă provizorie la o perioadă mai lungă și se iau în calcul mai multe date statistice și financiar bancare și administrative și de aceea avem o acuratețe mai mare a PIB. Având în vedere că această scădere a PIB-ului a fost mai mică decât ne așteptam, deci este un pic mai bine decât în prognoză, ne-am fi așteptat ca și creșterea să fie mai bine decât cea inițială, sau mă rog, mai bine decât a fost înainte, dar creșterea nu a fost atât de mare pe cât se aștepta. Care ar fi explicația? De ce la PIB stăm mai bine, dar creșterea economică este totuși sub nivelul pe care l-așteptam? Pentru că nu am văzut datele efective, datele exacte, să văd și pe parte de producție sau ce a anunțat INS-ul, dar previziunile în general, estimările țin cont de previziunile privind această încetinire a activității economice din cauza creșterii prețurilor la energie și carburanți, ceea ce a pus un pic presiune pe capacitatea de producție a firmelor. Și se are în vedere și șocul acesta inflaționist din țara noastră, precum și declanșarea conflictului. Între timp știm și faptul că s-a declanșat conflictul determinat de tensiunile geopolitice de la granița cu Ucraina. Având în vedere ceea ce se întâmplă acum, ați putea estima cum se va vedea în cifre aceste noi evoluții în trimestrele următoare, referitor la PIB și creșterea economică, pentru că am vorbit de ele? Dacă ținem seama de toate aceste lucruri care, până la urmă, sunt negative în ceea ce privește producția, se vede că vom avea o creștere economică mai mică decât cea estimată. Punct pozitiv poate fi evoluția pandemică, care totuși nu mai duce la așa de multe cazuri de infectare și iar și sectoarele de activitate nu vor mai fi suspendate, cum au fost în trecut pe diverse perioade, deci din punctul acesta sunt părți pozitive. Însă avem această inflație foarte ridicată pe care o avem, avem conflictul care în continuare este la granița noastră și acestea sunt negative pe partea de creștere economică. Mulțumim foarte mult, vă mai aștept.